Peste 10.400 de polițiști au acționat în dispozitivul curent la nivel național pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. Au fost organizate 174 de acțiuni și s-a intervenit la 2.389 de evenimente, dintre care 1.969 sesizate prin numărul unic de urgență 112. În urma activităților au fost constatate 700 de infracțiuni, 86 de persoane fiind surprinse în flagrant delict. De asemenea, oamenii legii au depistat 11 persoane urmărite național sau internațional, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 26 de măsuri preventive. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 5.239 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 1.600.000 de lei. Nici departamentul rutier nu a dus lipsă de activitate. Oamenii legii au acționat pentru creșterea siguranței în trafic și au constatat 78 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, au reținut 369 de permise de conducere și au retras 95 de certificate de înmatriculare.